actualmente audiovizualul din Republica Moldova este reglementat de codul audiovizualului care a fost adoptat de către Parlament în 2006. Acest proiect, când era un proiect, a fost discutat în societate, analizat de către experții mass media. De atunci a existat supoziția că acest cod a fost scris, a fost adoptat pentru a scăpa, în ghilimele, de două posturi publice, care era pe atunci EUTV și radioul Antena C, pentru că erau posturi publice pe lângă primăria municipiului Chișinău. Actualul cod prevede că Republica Moldova nu poate exista din bani publici decât o instituție audiovizuală, companie de Radio Moldova, respectiv un post public în unitatea administrativă teritorială Găgăuzia și eventual în partea stângă a Nistrului la Tiraspol. Deci obiectivul de a scăpa de aceste două posturi, EUTV și Antena C, a fost obținut pentru că ele erau unicele care nu s-au supus controlului cenzurii, nu s-au supus guvernării comuniste de pe atunci. Între timp s-a descoperit, după ce am efectuat și control parlamentar la instituțiile media publice, Compania Teleradio Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, am descoperit mai multe minusuri, lacune ale actualului cod. Spre exemplu, acest cod nu prevede mecanisme de responsabilizare a Consiliului Coordonator Audiovizual, a membrilor lor, care pe parcursul acestor ani s-a dovedit că pur și simplu nu și-au îndeplinit obligațiunile, atribuțiile scrise în codul audiovizualului. Și doar în urma controlului parlamentar, refuzându-le sau respingându-le raportul pentru anul 2009, atenționând instituțiile europene despre situația pe care o avem, obținând expertiză de la Consiliul Europei, acest CCA, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în ultimul an și-a îndeplinit o atribuție, cea de monitorizare, cel puțin în campanie electorală, și a făcut-o cu sprijinul, cu finanțarea Consiliului Europei. Deci considerăm că este o îmbunătățire, totuși, responsabilizarea membrilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului, depolitizarea acestei instituții, mai rămâne încă o problemă ce trebuiește rezolvată. S-a scris, deja este elaborat, a venit în comisie un nou cod al audiovizualului, un nou proiect, elaborat de către societatea civilă, într-un parteneriat public-privat cu Comisia Mass Media, pe care am condus-o aproape pe timp de 2 ani. Se aduce nou la compartimentul Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Autorii prevăd o altă formulă de a alege acest consiliu, pentru că chiar dacă codul prevede că membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului sunt persoane apolitice, politicul întotdeauna se străduie să găsească mecanisme de a-i influența, de a-i controla. Autorii propun în actuala variantă să avem un număr mai redus de membri CCA și totodată, dacă oricum politicienii se strădui, partidurile se strădui să aibă oamenii săi acolo, să o facă într-o formulă deschisă. O altă noutate ar fi introducerea taxelor de abonament pentru televiziunea publică, pentru că televiziunea publică se află într-o dificultate financiară majoră și, din acest considerent, apare și dependența de guvern, de Ministerul Finanțelor.
deci astăzi se află într-o criză financiară ce nu le permite dezvoltarea instituției și asta ar fi o posibilitate de a deveni mai independenți din punct de vedere financiar. Să vedem cum o să primească lucrul acesta, cum o să accepte lucrul acesta societatea care, atunci când apar noi taxe, reacționează de obicei negativ. Către anul 2015, Republica Moldova este obligată să treacă la sistemul numeric, sistemul digital, în televiziune, pentru că lucrul acesta o face România și Ucraina, altminteri nu o să putem difuza în sistemul analogic. Și acesta va fi un alt compartiment. Avem probleme la distribuirea publicității în audiovizual și aici trebuie să ne raportăm, să armonizăm legislația la recomandările și directivele, la ultima directivă a Uniunii Europene cu privire la amplasarea publicității. Avem probleme foarte serioase cu filmele piratate. Asta va fi noi amendamente, noi articole care ar reglementa și din acest punct de vedere. Acestea sunt în linii mari noutățile care sunt prevăzute în proiect. Va trebui să le analizăm serios, după care va urma și expertiza de la Consiliul Europei și expertiza Comisiei de la Veneția, pentru că domeniul audiovizualului trebuiește consultat cu Comisia de la Veneția. Deci ne dorim să avem un audiovizual și în mod special audiovizualul public, compania Teleradio Moldova, să se transforme într-o instituție care ar servi în primul rând interesul public, o instituție modernă, cu jurnaliști profesioniști care ar activa în parametrii unui jurnalist credibil, unui jurnalist de bună credință, un jurnalist, cum s-ar zice, clasic, care să facă și materiale de investigație, să dezvoltăm jurnalismul de investigație pentru a putea lupta și cu corupția prin intermediul mass media.